Simona Drăghincescu a fost cea care a adus-o pe doamna Popescu în fața Consiliului, iar femeia l-a rugat pe primar să remedieze această situație și să-i dea terenul de sub casă. Am întrebat și eu dacă un teren care a fost donat primăriei de un fost primar, a donat multe, nu mă interesează ce s-a întâmplat cu celelalte, are voie să-mi proprietărească pe cineva? Nu! Este teren în folosință. Cum l-ați împroprietărit pe Teodorescu, în care mă evacuează în calitate de unic proprietar lira? Deci Teodorescu Nicolae, în calitate de unic proprietar. Știți ce acolo? Este un punct de evaziune fiscală și toată lumea închide ochii. Toată lumea închide ochii. De 10 ani se judecă Tudorița Popescu cu autoritățile locale, timp în care organismul i-a cedat și a ajuns să se îmbolnăvească de cancer și acum, resemnată, își așteaptă sfârșitul. Sătulă de procese peste procese, amânări și recursuri, femeia, care abia mai poate vorbi din cauza bolii care o macină, a spus că, deși primăria știe de mult despre acest caz, nu i-a dat nicio atenție. Deci, din cauza necazurilor, am ajuns în halul ăsta. Rămân ăștia pe drumul. Este nepoată, este copil. Ce fac, domnul primar? Eu mă duc la rândul meu, câte zile mai lasă Dumnezeu? De 10 ani v-am așteptat să faceți dreptate. Cât? Nu v-am cerut mii de metri. Am cerut de 80 de metri, sunt domnul primar. Am înțeles, vă mulțumesc. În aceeași situație ca doamna Popescu se află zeci de persoane care nu au reușit să obțină act de proprietate pe terenul de sub casă și acum se văd nevoiți să plătească chirie pentru casa proprietate personală. Se pare că există o hotărâre de instanță pentru strada Grației, în care se hotărăște instanța că doamna Rama are dreptate, și am văzut că i-ați propus ca să faceți schimbul acela de terenuri, o tranzacție care urmează probabil să fie aprobată de Consiliul Local, dar familia Rama se pare că este nemulțumită de ceea ce scrie în propunerea dumneavoastră. Aș vrea ca să stați la o masă și să terminați o dată cu această situație a familiei Rama, pentru că în situația familiei Rama mai sunt și ceilalți proprietari din strada Grației, care dacă mâine închid ochii, n-au ce lăsa terenul și case copiilor lor. În încheiere, primarul a spus că va analiza cazul familiei Popescu și va încerca să găsească cât mai repede o soluție pentru a împiedica evacuarea.